Iată că peste câteva zile, respectiv la finele lunii septembrie, se încheie un nou an agricol, anul agricol 2016-2017. După datele climatice înregistrate la stația meteorologică proprie a stațiunii de cercetare dezvoltare agricolă de la Secuieni, temperatura medie anuală pentru anul agricol 2016-2017 este de 8,8 grade Celsius, deci pe total an cu 0,5 grade Celsius mai mult decât media multianuală. În ceea ce privește precipitațiile, pe total an agricol 2016-2017, suma anuală este de 655 de milimetri, față de 540 de milimetri, cât este media multianuală, deci înregistrăm un plus de precipitații de 114,2 milimetri. Dacă ar fi să caracterizăm anul agricol 2016-2017 după temperatura medie anuală și după suma anuală a precipitațiilor, acesta s-ar caracteriza ca fiind normal spre călduros din punct de vedere al temperaturilor și ploios sub aspectul precipitațiilor. Dacă analizăm însă perioada cuprinsă în intervalul mai-septembrie, toate lunile au fost deficitare în precipitații, abaterile față de mediile multianuale au fost cuprinse între 5,5 mm în luna mai și până la 40 de mm în luna august, pe fondul unor temperaturi medii lunare mai ridicate comparativ cu mediile multianuale. Prin urmare, și în această toamnă ne confruntăm cu un deficit de precipitații, deficit care s-a manifestat, așa cum spuneam, în ultimile 4 luni calendaristice, deficit care a îngreunat mult modul de efectuare a lucrărilor solului, a lucrărilor de pregătire a patului germinativ și de semănat la cultura de rapiță, astfel că în momentul de față, culturile de rapiță însămânțate pe parcursul lunii august au răsărit neuniform, plantele sunt în stadii diferite de dezvoltare, iar evoluția acestora este destul de lentă, datorită deficitului de precipitații din straturile superficiale a solului, pe fondul acestor temperaturi destul de ridicate. Iată că ne aflăm în perioada de recoltare a culturilor de toamnă, respectiv a florii soarelui, a soiei și a porumbului. Și sigur că urmează efectuarea lucrărilor de bază ale solului, de pregătit pat germinativ și însămânțare a cerealelor păioase. Sigur că aceste lucrări vor fi mult îngreunate de deficitul de precipitații înregistrat și de aceea fiecare fermier va trebui să-și adapteze modul de efectuare a lucrărilor funcție de structura sau funcție de agregatele pe care le are în dotare, iar lucrările să fie orientate în vederea conservării apei din sol. Așa cum mă întrebați dumneavoastră, deficitul de precipitații înregistrat în lunile iunie, mai, iulie și august, sigur că a influențat mult producția la culturile de soia, la culturile de floarea soarelui și chiar la culturile de porumb, acestea fiind mai scăzute comparativ
cu anii în care precipitațiile au fost apropiate de mediile multianuale pe acest interval. Cu cât sunt ele mai scăzute, puteți estima așa la o... Sigur, diminuările depind de la o zonă la... Diminuările de producție depind de la o zonă la alta, depind de la un, de la un hibrid la altul, depind de la o specie la alta. În general, la soia, deficitul de precipitare, deficitul de producție sau diferența de producție comparativ cu anii normali este mai redusă cu 10 până la 15 la 100, pentru că pe întreaga perioadă de dezvoltare a plantelor, care a însemnat formarea boabelor, creșterea și dezvoltarea acestora, apa necesară nu a fost în cantități suficiente și atunci numărul de boabe în păstaie a fost mai redus.